Bună, draga mea, sunt Luna Ala. Sfânta sărbătoare a învierii Domnului să îți aducă cele patru taine divine. Încredere, lumină, iubire, speranță. Fie ca bucuria învierii Domnului să îți aducă în suflet liniște, pace și fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi. Paște fericit! Toată săptămâna aceasta în ceruri este o lună în scădere. Prin urmare, acum este foarte important să nu cedezi emoțiilor negative care pot dăuna grav sănătății tale. Vibrațiile lunii au un efect pozitiv asupra activității creierului. În timpul nopții provoacă vise pline de culoare. Dacă ești implicată în sănătatea ta, în special dacă mergi la sala de sport sau îți petreci timpul cu alte activități fizice, te vei simți foarte bine. Planifică, revizuiește propriile priorități, cât de adecvate și obiective sunt acestea. Nu pierde bani în zadar, Aproape toată săptămâna nu este de dorit să faci achiziții mari, în special calculatoare, echipamente de birou, telefoane, televizoare, vehicule. Tehnica poate eșua rapid sau poate fi defectă. Nu uita că inovațiile radicale nu sunt întotdeauna raționale. Câteodată este suficient să modernizezi ceea ce ai deja pentru a obține rezultate excelente. Acest fapt se aplică și sferei relațiilor de afaceri. Poate ai contacte vechi care pot juca un rol bun? În această săptămână, responsabilitatea și disciplina te vor ajuta la evitarea haosului în afaceri, iar conservatorismul și neîncrederea față de noile cunoștințe vor aduce numai beneficii. Miercuri, 24 aprilie, Pluto se desfășoară în mișcare inversă în semnul Capricornului. În contextul legăturii dintre Soare și Uranus în Taur, Pluto lansează programe legate de restaurarea justiției sociale care vizează îmbunătățirea bunăstării tale. Este posibil ca ajustările să se facă la nivel guvernamental, legat de creșterea vârstei de pensionare, impozitele pe proprietăți imobiliare. Între 25 aprilie și 3 mai, Lilith intră în gradul regal al vărsătorului. Sunt posibile provocări, organizarea de evenimente masă. Participarea la întâlniri provocatoare sau evenimente neautorizate nu este recomandată. Participarea la astfel de acțiuni se poate termina cu restricții pe termen lung asupra libertății. În această perioadă pot apărea contradicții puternice în relațiile personale. Problema principală poate fi gradul de libertate în relație. Clarifică totul calm, fără emoții inutile. În astfel de perioade apare predispoziția la ruperea neașteptată a relațiilor. Dar hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec dacă intenționezi să-ți schimbi viața personală, nu ai face rău să pui în ordine mai întâi starea psihoemoțională. Viața ta poate fi atât de imprevizibilă încât va fi dificil să previzionezi care dintre acțiunile tale se va transforma în beneficii și care ar putea provoca probleme. Prin urmare, astrele te sfătuiesc să nu iei nicio decizie importantă înainte ca împrejurările să înceapă să se clarifice. Este o minunată perioadă de relaxare cu prietenii. Acum trebuie doar să te relaxezi, mai ales dacă te-au marcat evenimentele la locul de muncă. Prietenii te vor ajuta să scapi de gânduri triste și să obții impresii de neuitat. Noi experiențe în dragoste pot fi destul de capabile să îți excite starea emoțională, dar ar putea provoca mai târziu un atac de deznădejde. Miercuri nu întârzia sau nu uita de întâlnirea necesară care te va ajuta să scapi de unele probleme. Miercuri și joi ai grijă pe unde calci. Riscul de leziuni este foarte crescut. Ai grijă ce este sub picioarele tale. Dacă vrei să te adresezi cuiva pentru a primi ajutor de la oameni influenți, te poți confrunta cu invidie și bârfe evidente. Vineri este cea mai bună zi a săptămânii și dacă plănuiești o petrecere mică în avans, vei petrece foarte bine. La sfârșit de săptămână trebuie să ieși din casă, te vei bucura! Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur Toată săptămâna vei avea o dispoziție excelentă și acest lucru se datorează faptului că te bucuri de vremea de primăvară și că ai multe emoții pozitive. Datorită energiei și răbdării tale vei obține succes în afaceri și vei putea împinge concurenții în fundal. Singurul lucru rău este că vei avea tendința de a te deranja și de a începe să îți imaginezi o relație cu ceilalți aproape în afara cerului albastru. Încearcă să răspunzi calm la greșelile oamenilor apropiați, pentru că și tu ești uneori în eroare. Încrederea în abilitățile tale va fi susținută de faptul că vei simți sprijinul și respectul celorlalți. Cu plăcere, poți să participi solo la întâlniri și diverse evenimente, să îți împărtășești experiența cu oameni mai puțin experimentați. Cel mai probabil, ai planificat deja o călătorie afară din oraș și ești angajată în achizițiile de care ai nevoie. Potrivit astrelor, situația ta financiară se îmbunătățește în mod clar, astfel încât îți poți permite un anumit exces. Nu vei face rău să rămâi o vreme singură pentru a-ți înțelege propriile sentimente și dorințe. Încearcă să te uiți la probleme din punctul de vedere al partenerului tău. Acest lucru va clarifica situația, eliminând controversele. Viața personală este încă în vigoare, nu ar trebui să fii deosebit de frustrată. Menține relațiile de prietenie, Chiar acum îți vor aduce multe informații utile. De luni până miercuri este mai bine să acorzi ceva timp pentru sport. Începând de sâmbătă nu este recomandat să bei alcool. În duminica Paștelui pot exista cheltuieli financiare neprevăzute care îți pot agrava situația financiară. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemen. În această săptămână va apărea dorința de a ieși în public, iar această dispoziție îți va permite să faci o cunoaștere foarte interesantă. Este bine ca în munca ta și cu partenerii tăi de afaceri să depui eforturi pentru asistență reciprocă, astfel vei putea rezolva problemele profesionale mult mai rapid. În mod literal, tot ce, ce te înconjoară te poate irita. Inovațiile la locul de muncă, comportamentul oamenilor din jurul tău, până și știrile, chiar dacă nu sunt direct legate de tine, pot provoca angoasă. La începutul săptămânii poți cheltui în zadar o sumă mare de bani. Este mai bine să încerci să găsești momente pozitive în viață, mai ales că vei fi foarte înclinată să experimentezi în diferite feluri, vrei să schimbi ceva în propria ta viață. Nu îți fie frică să intre în situații în care va depinde mult situația financiară. Tu nu ești în mod clar în pericol, dar în mod neașteptat. Pentru alții vei obține ceea ce vrei. Problemele de acasă cu cei dragi pot fi exacerbe. Trebuie să găsești o limbă comună cu partenerul tău. O călătorie într-un alt oraș îți poate aduce noroc nu numai în afaceri, ci și în dragoste. Dacă ai un partener de dragoste stabil, încearcă să aduci noutate relației voastre. Ia vitamine! Lipsa de nutrienți poate duce la probleme de sănătate, în special poate reduce imunitatea. Sâmbătă fi deosebit de atentă, aceasta este o zi cu risc crescut de accidentare. La sfârșitul săptămânii îți poți da seama că este timpul să-ți schimbi urgent garderoba. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Rac, fii proactivă! Acum este momentul bun pentru a reuși în afacerea ta. Cineva te poate manipula în mod serios și nici măcar nu observi. Pentru a ieși cu succes din situația creată, va trebui să alegi modalități non-standard pentru a o rezolva. Relațiile la lucru pot suferi unele modificări, poți fi nemulțumită de situația din echipă. Cel mai probabil în această perioadă vei face un act îndrăzneț și decisiv, datorită căruia va avea loc un progres în afacerile tale, iar succesul va apărea la orizont. În dragoste trebuie să te comporți și să urmezi dictatele inimitale. În relațiile de familie poți manifesta flirt, înțelegere reciprocă și afecțiune. Starea ta de spirit va depinde cel mai probabil de partener. Singura problemă este că acum nici tu, nici partenerul tău nu vă faceți obligații și nu vreți să fiți responsabili pentru anumite acțiuni în comun. Ei bine, acest lucru este trecător. Acordă atenție corpului tău, vizitează un terapeut pentru masaj, un nutriționist, nu te expune la efort fizic nerezonabil. Astrele îți recomandă. Poți avea o ocazie excelentă de a stabili relații cu o persoană pe care nu ai văzut-o de mult timp un apel miercuri sau joi te poate schimba foarte mult. Poate că acest apel te va predispune la trădare, ceea ce nu ți se întâmplă adesea. Este o perioadă excelentă pentru a corecta greșelile trecutului și a începe viața de la zero. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu, Poți începe să simți nevoie să schimbi urgent ceva în viața. Se pare că ai dreptate, astfel că toată săptămâna poți lua în considerare orice propuneri care se referă la munca ta. În această săptămână poți obține o mulțime de oferte tentante de la partenerii de afaceri, dar ai grijă să nu fii târâtă într-o aventură neproductivă. Nu este recomandat să mergi la interviuri până luna următoare. În această perioadă, relațiile cu cel iubit pot fi escaladate. Dacă dai dovadă de tact și înțelegere, dacă satisfaci dorințele partenerului, atunci în curând va domni înțelegere reciprocă completă, va urma o perioadă de odihnă și pace în viața ta personală. Starea ta psihoemoțională va fi de asemenea stabilă. Datorită acestui somn, săptămâna este ideală pentru consolidarea sănătății fizice și mentale, ridicând nivelul energiei vitale. Cel mai probabil va trebui să te ocupi de chestiuni legate de obligațiile financiare, proprietăți și asigurări. Poți obține un răspuns cu privire la problemele legate de bunuri imobiliare, dar cu toate acestea, o decizie importantă este mai bine să o amâni. Astrele îți recomandă, ia-ți un timp de așteptare și trebuie doar să îl accepti. Dacă activitățile tale în această săptămână implică vizite în alte țări, precum și călătorii lungi te poți confrunta cu unele dificultăți. Acorda atenție sănătății tale, o simplă ieșire din starea ta de calm poate fi cauza bolii. În duminica paștelui, fii extrem de atentă la finanțe. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara! s-ar putea să ai o bună ocazie să te ridici la un nou nivel al calificării tale profesionale dacă nu ești prea leneșă pentru a învăța de la colegii tăi. Poți avea o dispoziție inadecvată și mai degrabă nu depinde de tine, ci de circumstanțele în care te afli. Ia în considerare în avans cum să nu ai prea multe responsabilități, deoarece vei fi obligată să obții un anumit rezultat. Poți fi acum mult mai puțin atentă decât de obicei și poți face calcule greșite în tot. În această săptămână va crește numărul de treburi casnice, sunt probabile reparații minore. În relațiile cu oamenii apropiați, vei fi înclinată să-ți arăți autoritarismul, lucrul care poate provoca controverse și lupte, deși cel mai probabil conflictul nu va izbucni. Dacă nu ești căsătorită, relația romantică dintre tine și fanul tău se va dezvolta foarte repede. Nu ați avut timp să vă cunoașteți, dar deja planificați un viitor comun. Dar tu cel mai probabil vei trata acest roman destul de ușor. Acum este momentul să găsești o practică spirituală potrivită și aderi la ea cu un entuziasm sincer. În caz contrar, o mare a emoțiilor poate cădea pe tine, ceea ce va duce la o depresie sau va provoca o dispoziție decadentă. Mai aproape de weekend este recomandat să încetinești, să nu fii nervoasă și să te calmezi. Neglijarea acestor sfaturi este dăunătoare sănătății. Dacă ai de-a face cu pensia alimentară, moștenirea și chestiunile legate de asigurări trebuie să fii pregătită pentru obstacole. Excepție fac angajamentele anterioare unde vei fi destul de în măsură să le faci față. Astrele te sfătuiesc! Încearcă să fii cât mai departe de casă în weekend și petrece timp cu prietenii și familia. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța Poți avea succes în noile tale eforturi. Intuiția te va ajuta să găsești cu exactitate cea mai scurtă și cea mai sigură cale spre obiectivele dorite. Dacă dorești să-ți îmbunătățești situația financiară, în această săptămână poți obține o slujbă bine plătită. Indiferent de conjuncturi, poți începe să simți că situația ta financiară se îmbunătățește treptat. Cu toate acestea, astea le insistă. Nu este necesar să cheltui toți banii primiți, în viitorul apropiat te așteaptă cheltuieli foarte decente. La sfârșitul săptămânii poți obține o ofertă foarte tentantă pe care nu ar trebui să o refuzi. Nu pune etichete pe oameni, evaluează în mod obiectiv. Fii extrem de corect în comunicare, impulsivitatea îți va face rău. Nu intra în dispute cu cei dragi, ascultă dorințele partenerului tău, îți va fi recunoscător pentru asta. Aspectele planetelor în acest moment vor crea un teren fertil pentru dragoste. Dacă nu ești căsătorită, îți poți întâlni iubitul din întâmplare, dar relația va începe imediat, aproape din primul moment. Folosește atmosfera de primăvară și începe o viață romantică activă. În această perioadă este un risc crescut de câștigare a unei dureri în gât. Ia-ți măsuri preventive. Este necesară o schemă adecvată de zi. Combine rezonabil munca și odihna. Asigură-te că îți ajustezi dieta. Această recomandare este relevantă în special dacă ai probleme cu stomacul și intestinele. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion. La lucru te poți aștepta la o creștere a activității. Pe de o parte, aceasta va duce profituri bune, dar pe de altă parte, este destul de capabilă să provoace o arsură emoțională. În această săptămână se pare că trebuie să îți amintești și să utilizezi în practică toate cunoștințele și abilitățile profesionale acumulate recent. Nu evita afacerile responsabile dacă dorești să te deplasezi rapid pe scara carierei. Vei încerca prin toate mijloacele să menții ceea ce ai deja. O dorință fermecătoare. Din fericire, vei reuși. Dacă ești singură pentru a câștiga un iubit, trebuie să fii veselă și prietenoasă. Tu ești foarte predispusă la diverse tipuri de aventuri și uiți că nu se termină mereu așa cum ai planificat. Astrele avertizează. Nu este în mod clar cel mai bun moment pentru risc și în mod literal îi atragi pe oamenii care vor cere ceva imposibil de la tine. Ai grijă de sănătatea ta și bea mai multe sucuri de fructe. Asigură-te că te odihnești și dormi cât ar trebui. Păstrează-ți corpul curat, mâncarea de la fast food nu-ți va face cel mai bine. La sfârșitul săptămânii, decide ce este mai important pentru tine. Numele tău poate fi în afara orașului, chiar dacă multe lucruri casnice s-au acumulat. Astrele te sfătuiesc: odihnește-te! S-a acumulat oboseala. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător, în această săptămână te poți întâlni cu plictiseala și poți căpăta o dorință bruscă de schimbare. Pentru a nu te plictisi, încearcă să îți extinzi interesele sau să începi să te angajezi în activități sociale. O creștere semnificativă a puterii și o creștere a energiei în această săptămână te pot conduce la faptul că te vei grăbi imediat să lupți pe toate fronturile și va da roade. Vei reuși atât în afaceri profesionale cât și în cele personale. Un fan loial va apărea alături de tine. Nu îți fie frică să îți demonstrezi talentele. Este o săptămână mai mult decât reușită pentru o astfel de inițiativă. Miercuri te poți afla din nou în situație în care ți se promite ceva, dar poate fi deloc necesar pentru tine. Arată răbdare și înțelepciune, nu crede tot ce ți se spune. Astrele avertizează, Săptămâna aceasta poate aduce pierderi financiare, evită orice calcule, în special nu împrumuta bani. Nu intra în aventuri care promit profituri rapide, gestionează banii așa cum ai făcut înainte. Acum nu este momentul pentru a genera idei, mult mai eficientă este munca grea și diligență în activitatea ta obișnuită. Dacă ți se pare că afacerea ta de dragoste se dezvoltă prea lent, ți se va spune că tu însăți nu ai suficientă inițiativă. Pe bună dreptate, pentru cele căsătorite, relațiile personale se dezvoltă frumos, neînțelegerea dispare și acum vei petrece mult timp liber cu cel iubit. Vineri te așteaptă o surpriză care îți poate schimba planurile pentru weekend. La sfârșitul săptămânii, ai grijă, sunt posibile vătămări datorită neatenției poți timp pentru a te energiza în mod rezonabil, a te angaja în practici energetice, a mânca alimente sănătoase. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn. În această săptămână poți avea tendința de a fi deprimată și tristă fără niciun motiv special. Cel mai probabil din cauza pesimismului tău, pur și simplu nu observi oportunitățile din viața strălucitoare pe care o ai astăzi. Agață un zâmbet pe fața ta, urcă pe valul pozitiv și, literalmente, vei începe să te porți imediat ca o îndrăgostită. Chiar dacă astrele ți-au hărăzit o săptămână dificilă, este timpul să termini o afacere de lungă durată, chiar dacă este posibil să nu ai destui bani și nici timp. Trebuie urgent să te reconstruiești, chiar dacă nu-ți place să faci asta. Dacă ești măritată, regătește-te pentru necazuri în casă și certuri. Flexibilitatea, răbdarea și capacitatea de a găsi un compromis te vor ajuta. Astrele te sfătuiesc. Miercuri, dacă ești în conflict la muncă, nu ar trebui să continui toată ziua. Încearcă să ieși din oraș. Aerul proaspăt de primăvară va avea un efect benefic și vindecător. Planurile de acasă nu se vor potrivi deloc cu cele din târg, și acest lucru ar putea deveni clar încă de joi. Dacă vei căuta soluții non-standard la probleme, le vei găsi cu siguranță datorită ingeniozității tale. În weekend există un risc crescut de vătămare. Dacă ai început o reparație prin casă, las o baltă. Nu cade cerul pe tine de Paști. Același lucru este valabil și pentru achiziționarea de mobilier nou și alte articole de interior. Este foarte probabil că achiziția să nu-ți placă după câteva zile. Weekendul este un moment de odihnă și relaxare bine meritată. Poți să-l cheltui după cum dorești, să mergi acolo unde ai visat mult timp. Și ce ce este chiar mai bine, vei avea ocazia să mergi într-o călătorie cu acei oameni cărora le place să te vadă lângă ei. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător Săptămâna aceasta se preconizează soare fără nor pe strada ta. Îți poate aduce noroc neașteptat în probleme dificile, așa că nu pierde timp cu televizorul în brață pe canapea, începe să acționezi. Dacă situația începe brusc să fie în favoarea ta, se va spune că mergi la obiectiv în modul corect. Cele singure trebuie să se angajeze serios în relațiile de parteneriat și să decide ce ce doresc de la viață. Este posibil ca în această perioadă cineva din cercul tău de noi prieteni de pe Facebook să se îndrăgostească de tine. Viața îți va oferi din nou surprize, dar nu tu le-ai prezis. Îți poate fi atinsă partea romantică a vieții și poți face o mărturisire, așa ca o sinucidere față de o nouă victimă a farmecului tău. Dacă tu ai speranțe mari pentru o nouă cunoștință, vei fi dezamăgită. Aceasta nu este din cele de care ai nevoie în viața ta. Este mult mai eficient să te implici în dezvoltarea de sine și să încerci să dezvolți talentele pe care le ai deja. În viitor vor aduce un venit constant și perspective excelente. În jurul tău poți auzi mereu că cineva are probleme, tragedii, destine se destramă și pentru tine totul e în regulă. În contextul tulburărilor celorlalți te poți simți ciudat. Tu ești de la sine suspicioasă și toată săptămâna vei ține garda sus, doar pentru a nu pierde momentul în care trebuie să-ți faci griji. Cu toate acestea vei cheltui mult efort pe sarcinele de zi cu zi. În plus, în casă poți câștiga un premiu sub forma unei rând din neatenție. Prin urmare, fii extrem de atentă și precaută cu obiectele fierbinți. Este mai bine să uiți de lucru, oricum nu poți schimba nimic singură, trebuie să aștepți un răspuns din partea șefilor. Sunt posibile documente neautorizate de la surse terțe. Nu crede cuvântul lui nimănui, verifică personal toate informațiile. O întâlnire importantă în weekend ar trebui să se petreacă pe teritoriul tău. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești. Mult noroc te va însoți în toate fronturile tale, dar numai dacă vei potrivi dorințele cu posibilitățile. Dacă încerci să muști mai mult decât poți înghiți, atunci este posibil să ai probleme. În timpul vizitelor în public sau discuțiilor cu prietenii este potrivit să arăți o maximă prudență. Reacțiile impulsive și incontinența pot duce la prăbușirea vechii prietenii și agonii spirituale. În final ar trebui să fii norocoasă din punct de vedere material. Poți primi bani joi sau vineri și știi în avans cum să îi elimini din cont sau din portofel. Dacă dorești să-ți renoiești conexiunile anterioare sau să încerci tu însăți într-un proiect conceput de mult timp, este timpul să o faci. Dacă ești cu statutul public de măritată, problemele familiale te pot obliga să-ți reconsideri propriile convingeri, iar tu o vei face-o destul de ușor. Cu cei dragi există riscul să te cerci din cauza plângerilor tale despre ei, așa că încearcă să reduci pretențiile. Dacă statutul tău public este de liberă, multe momente plăcute pot duce la intimitate. Dacă construiești relații, ai șansa de a te asigura că această persoană va rămâne cu tine pentru o perioadă lungă de timp. Măritate sau în căutare, acordă atenție picioarelor. Convulsii musculare nu sunt excluse. Riscul de îmbolnăvire datorat pantofilor este crescut. Te mai poți aștepta la scăderi ale tensiunii, megrene, probleme de renic, iritații ale pielii și alergii. Sâmbăta este o zi bună din toate punctele de vedere, dar este mai bine să te angajezi în dezvoltarea culturală și să înveți ceva nou. În weekend sunt probabile călătorii plăcute, impresii de neuitat, comunicare activă, flirturi interesante. Poți să apară noi prieteni și oferte interesante. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!